Ăsta este portretul lui Marin Sorescu. Eu abia am început. Da, am înțeles, da. Va fi portretul lui Marin Sorescu. Da, da. De obicei, nu se permite, când faci portretul, nu se permite cum... comandatarilor sau prietarilor da, da, discuțiile să, asupra... să privească neterminat portretul. Eu fac deci o formă cilindrică, aproape, nu cilindrică. Și pe urmă vin tăiate fațetele și ochii. Pentru faptul că Marin Sorescu are ochi mai mulți. El pentru fiecare deschide un alt ochi. Din curiozitate sau din dorința de a afla mai multe despre Marin Sorescu, zeci de craioveni au pornit spre localitatea Doljană, Bulzești, locul unde s-a născut scriitorul. Au fost așteptați de doi dintre frații lui Marin Sorescu. Am asistat ieri la o lansare de carte la Biblioteca Aman, a fost dimineață la primărie, iarăși la decernarea unor premii și asta mi-a sporit și curiozitatea, zic, dom'le, hai să văd și la fața locului cam cum a trăit omul ăsta, care a fost mediul în care s-a dezvoltat. Prima dată și ne-a plăcut foarte mult. Ce v-a îndemnat să veniți? Ne place să facem vizite. Interesul vizitatorilor a fost stârnit nu doar de casa scriitorului, ci și de povestirile fraților săi, care au depănat câteva amintiri. Casa aceasta a fost construită între anii 1992-96, cu toate premiile lui naționale și internaționale. Și îmi spunea mie, ține cheile Ioane și să nu dai drumul la oricine, oameni deosebit, că nu vreau să ducă în casa mea niște oameni care nu merită și să facă beții patriotice. El era student la Iași și publica în revista Iașul Literar. Și zice, aș vrea să public un poem cu Mihail Sadoveanu, care în 1960 împlinea 80 de ani. După o lună și ceva, la Severin primesc o scrisoare de la Marin, care aici a discutat să încă, în pădure, George cumpără Iașul Literar numărul 11 din noiembrie pentru că am scris poemul. De anul viitor, zilele Marin Sorescu nu vor mai fi organizate de Primăria Craiova, ci de Fundația Marin Sorescu, cu sprijinul financiar al municipalității.